Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe channel. Numele meu este Lucia Maria Sandalovski, sunt hairstylist de meserie. Specialitatea mea sunt transformările de look drastice și când zic drastice, vreau să zic drastice pentru că săptămâna trecută aveam părul foarte scurt, acum îmi ajunge până la mijloc. Dacă vreți să vedeți transformarea de look, să știți că o voi posta după acest clip, așa că nu uitați să-mi dați un subscribe, să vedeți și voi transformările de look pe care le fac pe mine, dar și pe cliente. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că și acolo postez. Tocmai am postat acum ceva vreme o transformare de look super tare. Aveți toate detaliile la mine în descriere, pagina mea de Facebook, numărul de telefon în cazul în care doriți o programare și așa mai departe. Haideți să începem acest clip. Primesc adeseori întrebări legate de cum poți neutraliza părul roșcat, părul portocaliu, cum poți neutraliza aceste tonuri. Eu am postat un videoclip cum poți neutraliza părul blond, dar părul cu reflex portocaliu sau roșu ține de altă tehnică, nu de șamponul violet. De aceea, probabil că nu a funcționat nici pentru dumneavoastră șamponul violet sau orice altă metodă cu pigment violet pe părul dumneavoastră cu reflex portocaliu. De ce? Galbenul este opusul violetului. De aceea folosim pigment violet. Dacă am blondul prea rece și vreau să-i aduc puțină căldură, pun pigment galben. Dacă vreau să dai galbenul, pun pigment violet. Dar ce facem cu pigmentul portocaliu? Ce facem cu pigmentul roșu? Mai întâi, ca să înțelegeți, vă voi explica care este faza cu pigmenții. Părul nostru natural se decolorează automat într-o culoare caldă. Chiar dacă stă la soare, chiar dacă îl decolorăm, el întotdeauna se va duce către o nuanță caldă. Cu cât nivelul de culoare este mai deschis, cu atât și acel undertone cald este și el mai deschis. Vedem la nuanțele mai închise, precum 5 sau 4, ceea ce înseamnă șaten închis. Vedem la aceste undertone-uri că sunt roșu, de roșcat. După aia mergem către nivele de culoare ceva mai intermediare, cum ar fi nivel de 6 sau 7, care are un undertone de portocaliu, inclusiv nivel 8, dar un portocaliu mai deschis. Și cu cât ne îndreptăm spre cel mai deschis nivel, așa avem și un undertone de galben. Dacă doriți să vă neutralizați părul, asigurați-vă că vă uitați foarte bine la nivelul de culoare pe care îl aveți în păr. Altfel nu veți ști cu ce să vă neutralizați nuanța. Obligatoriu pentru aceste nivele medii de culoare care conțin mult portocaliu, foarte important, șamponul albastru. Albastru neutralizează portocaliul. Nu mai încercați să folosiți violet dacă părul vostru este închis. Acesta este nivel 12. Dacă nu aveți nivel 10, maxim 9 pe păr, nu aveți de ce folosi șampon violet pentru că acela nu va face nimic pentru părul dumneavoastră. Va fi la fel. Acum, pentru persoanele care au mult pigment de roșu, cum vedeți la culorile mai închise, atunci avem nevoie de pigment verde. Da, ați auzit bine, verdele este opusul culorii roșu. Din ce știu eu, nu există șampoane cu nuanța aceasta de verde care să anuleze roșcatul cumva, dar dacă găsiți și știți să vă preparați o vopsea în care să puneți puțin mix de verde, aceasta ar anula acea nuanță foarte brassy de roșcat care nu vă place. Mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a ajutat. Lăsați-mi, vă rog frumos, în comentarii și ce alte întrebări aveți, pentru că aceasta a fost o întrebare lăsată în comentariu la care trebuia să răspund. Mulțumesc pentru întrebare, aștept și alte întrebări pentru că vreau să lămuresc pe toată lumea cum pot eu. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Bye!